Bine, te regăsesc. Hai să vorbim despre o comparație. Care e diferența dintre un șef și respectiv un lider? Ce face diferit șeful, într-un sens oarecum negativ, cred că ai înțeles? Și ce face liderul, care e privit într-un sens oarecum pozitiv? Există multe explicații în literatura de specialitate, dar eu am să-ți fac trei spectre la care te poți raporta. Și ca să fie și mai simplu, e vorba de trei cuvinte, care încep toate cu litera. A. P atunci când definim șeful și trei cuvinte care încep cu litera P atunci când definim liderul. Încep cu șeful. Șeful este perfect, priceput și puternic. Ce înseamnă asta mai exact? Șeful este perfect. De fiecare dată când îți dă un feedback, se uită la lucrurile care n-au mers bine și nu sunt încă ideale, nu sunt încă perfecte și să leagă de ele. Cu alte cuvinte, feedback-ul pe care ți-l dă șeful este legat de diferența dintre unde ai ajuns tu cu performanța și perfecțiune. Ce înseamnă că șeful este priceput? Înseamnă că șeful nu greșește. De fiecare dată când discută, în timpul unei ședințe, de exemplu, face afirmații, explică cum stau lucrurile, știe el mai bine. Ce înseamnă că șeful este puternic? Nu prea găsești la șeful respectiv înțelegere ca persoană. Ce contează sunt sarcinile, sunt rezultatele, sunt proiectele, e îndeplinirea. Conform cu randamentul a ceea ce este de îndeplinit. Mai puțin contează cum te simți, mai puțin contează ce se întâmplă în afara biroului, în viața de familie pentru șef. Hai să facem un contrast. Un lider este focalizat pe progres, pe perspectivă și pe personal. Personal poate fi înțeles în mai multe feluri, o să vezi imediat. Dar ce înseamnă că un lider este. Focalizat pe progres. Înseamnă că de fiecare dată când îți dă feedback, liderul privește potențialul de învățare. Chiar dacă nu s-au atins țintele, important este ce am învățat de aici și ce putem face mai bine în viitor. Orientarea liderului este mereu din prezent în viitor și nu din prezent către trecut. Orientarea liderului este pe cum putem îmbunătăți, pe progres și nu pe ce nu este încă perfect. Ce înseamnă că liderul este centrat pe perspectivă? Înseamnă că nu crede că le știe el pe toate. Comparativ cu priceputul care le știe pe toate atunci când ia cuvântul, liderul vrea, în primul rând, perspectiva celorlalți. Așa că pune întrebări mai mult decât face afirmații și este o fire curioasă. Vrea să afle punctele de vedere ale celorlalți, vrea să știe cum se poate privi realitatea din multiple perspective. Și, în sfârșit, Liderul este preocupat de personal. Nu înseamnă că liderul nu este și puternic. Are putere liderul, însă preocuparea lui este motivația oamenilor, angajamentul lor, implicarea lor, măsura în care ei participă pentru că vor la proiectele respective, nu pentru că trebuie. Așadar, găsești mai multă înțelegere în plan personal. La un lider, pentru simplu motiv că el știe că dacă oamenii sunt motivați și implicați și fac o muncă ce are semnificație, nu doar trebuie făcută, atunci vor putea să ajungă mai departe împreună. Sunt curios tu din ce categorie faci parte, pentru că am o veste. Cu toții balem între cele două extreme ale spectrului. În anumite zile mai proaste, chiar dacă avem funcție de lider, putem să ne comportăm ca șefi. În anumite zile mai bune, chiar dacă suntem priviți, datorită istoricului nostru, ca șefi, putem face dovada aspirației noastre spre leadership și a capacității noastre de a fi lideri mai buni. Tu unde te situezi și, mai ales, în legătură cu ce ai nevoie să lucrezi mai mult. Vrei să lucrezi mai mult, să treci de la perfect la progres, de la priceput la perspectivă sau de la puternic la personal. Sunt curios care-i părerea ta.